Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Radu Vlad și vă invit să urmăriți știrile. Vizită importantă ieri la Complexul de Servicii din Victoria. Reprezentantul Guvernului Norvegiei, împreună cu cel al Direcției pentru Protecția Copilului, au vizitat instituția pentru a putea identifica posibile investiții ce pot fi realizate în urma unor proiecte care vor putea fi finanțate prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European și cel al Guvernului Norvegian. La sfârșitul lunii martie, Guvernul României a semnat un memorandum de înțelegere cu Guvernul Norvegiei pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian, precum și unul de înțelegere cu guvernele din Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru implementarea mecanismului financiar al Spațiului Economic European. În acest context, un reprezentant al Guvernului Norvegiei împreună cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a fost prezent la complexul din Victoria pentru a identifica posibile investiții ce pot fi realizate cu ajutorul acestor granturi. În primul rând am venit la Victoria, la inițiativa Cristinei Bratu, care se ocupă foarte mult de comunitățile locale și ea cât se ocupă și de conducerea centrului nostru de asistență socială din orașul Victoria. Vrem împreună cu doamna Bente să identificăm mai multe probleme ale comunității care s-ar putea rezolva prin accesarea unor granturi de la statul norvegian. Astăzi ne bucurăm că am reușit să avem la Victoria reprezentantul Guvernului Norvegian pentru a crea posibilitatea de a identifica problemele la nivel de comunitate locală și la nivel de instituție în scopul accesării unor fonduri și scrierii unor proiecte pentru rezolvarea unor probleme pe protecția mediului, cum ar fi implementarea unor sisteme pentru reducerea costurilor de întreținere sau pe probleme sociale, cum ar fi proiecte pentru copii aflați în situații de risc. Reprezentantul guvernului a rămas plăcut impresionat de ceea ce a găsit la complexul de servicii. În plus, spune că va susține orice proiect inițiat de conducerea centrului. Yeah, we just talked about, for instance, am purtat discuții concrete aici despre schimbarea sistemului de încălzire și de asemenea despre faptul că ne bazăm pe reciclarea deșeurilor pentru a face acest lucru posibil. Am putea face posibilă o legătură cu companiile din Norvegia, care ar veni cu competența lor în sprijinul parteneriatului. Vom încerca să facem tot posibilul pentru a scădea costul factorilor de întreținere și, bineînțeles, pentru a se ajunge la o căldură mult mai ieftină. Iar aceste granturi pot fi accesate și de autoritățile locale. Aceste fonduri pot fi accesate și de către primării și, spre exemplu, pe protecția mediului pot fi accesate și scrise proiecte pentru rezolvarea problemelor legate de monitorizarea calității apei sau calității aerului. Pot fi scrise proiecte pentru rezolvarea problemelor de canalizare. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a fost beneficiara unui grant în proiectul Creșterea Capacității Autorităților Publice Locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilități în cadrul propriilor familii.